Dragilor, vă mulțumesc că ați lăsat emoțiile deoparte și ați venit să stați un pic de vorbă cu noi. Spuneți-mi, vă rog, fiecare dintre voi, ce vă place cel mai mult la școala din Sânt Andrei? La școala aceasta îmi place mult colectivul de profesori. Fiind niște profesori care se implică în proiecte, încearcă să facă cât mai multe și pentru noi, dar și pentru școală. Ok, și ce înseamnă că profesorii fac multe pentru voi? Cum simți tu asta? Ne predau multe încât noi să înțelegem și să evoluăm. Ok. Spune-mi și tu, Carina. Ce-ți place cel mai mult aici la școală? Și apreciez de asemenea profesorii. Apreciez faptul că se ocupă, apreciez disponibilitatea lor și că relația lor nu se rezume doar la o lecție predată la clasă. Încearcă să ne fie tot mai aproape de fiecare dată. Când avem nevoie de ajutor sau nu înțelegem ceva, ei sunt acolo pentru noi. Și nu sunt doar acolo doar pentru o lecție, ci ne ajută dacă nu înțelegem și sunt acolo ca să ne explice oricând. Știu că de la începutul acestui an școlar, în școala voastră, a intrat un proiect special. Despre ce e vorba? Despre programul Digitaliada, dându-ne multe tablete, ca noi să învățăm să facem matematică sau și alte materii pe tablete. Ce alte materii mai înveți tu pe tabletă? Eu personal învăț doar matematica, dar am văzut și aplicații pentru română, adică alte aplicații pentru alte materii. Ok. Cum este Digitaliada pentru tine, Carina, tu fiind în clasa 8-a? Pentru mine, Digitaliada este un proiect care mă pregătește în mod special în această eră digitalizată și consider că este un proces educațional care ajută foarte mult performanța în studiu. Pe mine personal m-a ajutat să mă dezvolt, mai ales că trăim în această eră în care tehnologia de informație și comunicare este un procent foarte ridicat și m-a ajutat să îmi dezvolt cunoștințele. Îmi imaginez că ai avut acasă tabletă sau laptop sau telefon mobil, smartphone cu care să te joci și să ai acces practic la aceeași tehnologie digitală. Care este diferența dintre ceea ce ai acasă și ceea ce ai la școală? Personalul didactic, care este în permanență un ajutor pentru noi ca și elevi și ne îndrumă pas cu pas. Digitaliada m-a ajutat foarte mult, mai ales în calculul mental. Am învățat să calculez mai rapid. Am învățat să folosesc diferite aplicații de care probabil înainte nici nu știam. Am învățat că matematica acum este posibilă și pe tablete și asta pare să atragă tot mai mulți copii. Prima oară am fost foarte emoționați, adică nu știam cum să ne atingem de ele, să nu pățească ceva sau să nu facem ceva greșit ca să nu îi dezamăgim pe profesori. Ne-am familiarizat cu aplicațiile și este o bucurie pentru că nu mai trebuie să tot scriem, ci totul se desfășoară mult mai repede și consider că este o metodă mult mai revoluționară acest program digital. Acum o să vă rog pe fiecare dintre voi să-mi spuneți care este aplicația preferată, cea care v-a cucerit inimile din ceea ce ați primit prin proiectul Digitaliada. Matias, mă ajut? Care e aplicația ta preferată? Aplicația mea preferată este GeoGebra, o aplicație în care învățăm mai multe lucruri la geometrie. Mie îmi place GeoGebra, deoarece, având în vedere că sunt clasa 8-a, studiez geometria plană și este mult mai ușor să reprezentăm figurile. Mie îmi place foarte mult și mie GeoGebra. Mă ajută să văd exact cum ar trebui să arate un desen. Noi, în clasa 6, am făcut liniile importante în triunghi, ceea ce am exersat și astăzi și m-a ajutat foarte mult. Pentru algebră îmi place mult aplicația Negative Numbers. Ne ajută să rezolvăm cât mai rapid calcule cu numere negative.